Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o atracție specială către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, apăsați butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, like-urile, vizualizările, comentariile, distribuirile sunt absolut, total, total gratuite iar pe mine mă ajută um, să ajung la cât mai multe persoane interesate de acest domeniu, bun, acum când uh, filmez este marți, voi veți vedea acest video tot astăzi și my scent of the day cum v-am obișnuit de foarte mult timp, vine de la Paris Corner, v-am făcut unboxing-ul și primele impresii în acest videoclip și se numește Juicy Melange și da, um, Parfumelul s-a mai așezat, s-a schimbat oarecum, este o idee mai profund, este. Uh, Fiindul dulceag, este în continuare acel floral, fructat, ușor matur. Da? Și când spun ușor matur, nu mergeți către zona eu știu 40 plus, 50 plus și așa mai departe. Da? Dar mai multe despre el într-un videoclip în curând. Bun. Da, lansările se pare că sunt pe bandă rulantă. Nici nu apucăm bine să ne bucurăm de un parfum că apare cu totul și cu totul altceva. Iar eu, printre atâtea unboxing și mai am, dacă nu mă înșel, și un haul separat, mai multe parfumuri de la alte branduri, case Middle Eastern, am zis să vin cât de cât, da, am de recuperat la capitolul recenzii. În acest sens, astăzi m-am decis să vă decis, decis să vă vorbesc despre patru parfumuri ale casei al Anic. Eu undeva anul trecut, și dacă nu mă înșel, este fix un an de atunci, v-am făcut un unboxing și primele impresii pentru 7 sau 8 parfumuri ale acestei case, dacă nu mă înșel. Însă, astăzi a venit momentul să vă vorbesc impresiile mele finale în legătură cu... Îmi place mie să-i spun gama celor patru bombonici pentru că ele vin fix așa, da? Um, sunt patru parfumuri în sticluțe foarte, foarte faine, exact cum este și ambalajul, exact cum sunt și cutiile, așa sunt și sticluțele, adică avem uh, verde, galben, albastru și mov. Aceste parfumuri le-ați tot văzut în alte selecții, în alte videoclipuri, însă uh, trebuie să aibă și ele parte de recenzia finală, da? Sau Părerea mea finală, verdictul meu, dacă doriți. Bun, haideți să începem cu White Gardenia, care vine în această cutie, genul de cutie normală, da? de parfum. Nimic fancy, nimic opulent, nimic ieșit din comun, însă um, frumusețea, dacă doriți, este în interior. Da? Începând cu această sticluță. Nu știu, din tot ce am eu, din ceea ce înseamnă parfumerie Middle Lister sau parfumeria răbească um, nu am așa sticluțe colorate. da? Sincer vă spun. Ca de obicei veți avea notele inserate pe ecran pentru fiecare parfum în parte, eu uh, le voi pulveriza din nou și da, o să vedeți că mi-am asortat blotărul cu culoarea sticlei pentru că ce să faci când te plictisești. Bun, lăsând gluma și Caterinca, o să dau doar două pulverizări. Chiar zilele trecute, dacă nu mă înșel, mai precis, de fapt, săptămâna trecută, am purtat din nou și din nou acest Y Gardenia, din care presupun că mai am exagerat de puțin. Din păcate, sticluțele acestei game sunt colorate, după cum v-am mai spus și după cum puteți observa, însă este acea culoare opacă, dacă doriți, da? Ideea e că nu puteți vedea uh, la ce nivel ați ajuns cu parfumul, da? Ia să vedem la ring light. E. Eh, la ring light se vede. Și dacă la ring light se vede, încercați cu blițul unui telefon. Bun. Ah, și mic mic disclaimer. Aceste parfumuri le găsiți pe site-ul celor de la parfumas.ro și nu nu am colaborare, nu este un videoclip sponsorizat, nu am afiliere cu ei, nu am absolut nimic. Am încheiat paranteza, da? Ca să nu mai auzim gurițe rele pe aici. Când voi avea vreo colaborare, vin și vă spun și cod de reducere sau vă spun ceea ce înseamnă colab colaborarea ce o am, da? Când nu am, menționez că nu am. Bun. Am zis să. Uh, pornesc seria de recenzii cu această casă Alanix și în speță cu aceste patru parfumuri, deoarece în momentul de față sunt la reducere pe site-ul celor de la Parfumas de la 92 de lei cu cât le am achiziționat eu anul trecut, acum le puteți achiziționa cu 78 de lei. Și da, m-am gândit că na, a venit toamna, a început școala, facultatea și așa mai departe și de ce nu să vă faceți sau să faceți o bucurie cu bani puțini. Nu știu ce am azi, sunt nevorbită. Bun, revenind la White Gardenia, ei bine, White Gardenia este un parfum floral alb. Dacă sunteți de ceva timp aici și -a la mine pe canal, știți că eu nu că am o problemă, că nu am o problemă, însă nu sunt neapărat în zona parfumurilor florale, da? Um, mai ales, în afara faptului că nu sunt în zona parfumurilor florale, nu sunt neapărat în zona tuberozei. Iar White Gardenia, ce să vedeți, vedeta acestui parfum este nimeni alta decât nota de tuberoză. V-am spus de când ne am făcut... Aș putea mirosi la infinit bloterul... Um, V-am spus de când am făcut unboxing-ul și primele impresii, aroma acestui parfum, ADN-ul olfactiv al acestui White Gardenia de la Al Anic, nu mă duce cu gândul în altă parte decât în zona lui Truth Order de la Madonna. Dacă ați iubit acel parfum, știți, este discontinuat, îl mai găsiți pe Amazon, dacă nu mă înșel, la preț de o mână și un picior, cum spun eu, da, la niște prețuri colosale. Ei bine, dacă ați iubit acel parfum, uh, White Gardenia de la Alanic, în opinia mea și din punctul meu de vedere, este safe blind buy. Adică îl puteți achiziționa full size direct, fără niciun fel de probleme, fără niciun fel de stres și așa mai departe, fără emoții. De ce spun asta? Pentru că și eu, la rândul meu, am avut Trutorder de la Madonna, l-am iubit, l-am adorat am plâns după el. În momentul de față, dacă nu mă înșel, mai am un gel de duș pe la baie, din acea gamă, cu acea aromă. Și da, White Gardenia de la Alanic se apropie, hai ca să nu deranjăm snobii, în proporție de 90%, dacă doriți, de True Order de la Madonna. Vă spuneam că este genul de parfum floral alb. Este cremos, dar nu este copleșitor totodată, da? Încă de la prima pulverizare, întreaga gamă, da? Deci, ceea ce spun acum nu este valabil numai pentru acest parfum, ci pentru absolut toate despre care vă voi face, cărora le voi face recenzia. De la prima pulverizare, clar, nu simțiți acel iz-alcoolic, uh, izul acela, nu în sensul buzi, da? Izul acela ați văzut anumite parfumuri la prima pulverizare, mirosă alcool. Ei bine, treaba nu, nu se pune problema de așa ceva în legătură cu aceste patru parfumuri. În afară de trebișoara aceasta. De când uh, le-am pulverizat pentru prima dată, um, am remarcat o chestie pe ele și pe site uh, se specifică faptul că ele ar fi e uh, de toilet. Apă de toaletă, apă de toaletă. Însă la capitolul performanțe și din nou Disclaimer, pentru că da, se pare că, din păcate, de fiecare dată trebuie să fac treaba asta. Performanțele unui parfum sunt subiective, dacă doriți, diferă de la persoană la persoană, în funcție de mai mulți factori, da? Gradul de hidratare al pielii, al corpului, cantitatea de parfum aplicată, dacă aplici doar pe piele, dacă aplici și pe piele și pe haine și așa mai departe, da? Sunt N și N factori. Simțul olfactiv, da? Cât de dezvoltat îl ai, cât de antrenat între ghilimele îl ai și așa mai departe. În ceea ce mă privește strict pe mine, întreaga gamă este pur și simplu standard la capitolul performanțe. Și când spun asta vorbesc de un 6-7 ore lejer, lejer da, pentru apă de toaletă la un preț de sub 100 de lei, 100 de mililitri. Undeva la 6-7 ore cu un siaj de 2 ore, da? Deci 2 ore uh, proiectează cei din jur, îl resimt și așa mai departe. Bun, revenind la aromă. Um, White Gardenia este un floral alb cu un twist, dacă doriți, în sensul că în afară de o tuberoză și o gardenie, care uh, valsează cremos ca să fiu poetică, da? Care dau cremozitatea acestui parfum. Avem parte aici și de o bază vanilat, uh, vanilată, ambrat caramelizată, dacă are sens. Da? Ambra de aici este foarte, foarte deep, lucrată, ca să mă murdăresc de limba engleză la gură. Foarte, foarte faină, da? Eu oricum sunt iubitoare sunt extaziată când vine vorba de vanilie, ambră și așa mai departe. Dar da, cam asta îmi spune mie White Gardenia de la Alanic. Este genul acela de aromă foarte, foarte feminină. Nu are nici cel mai mic iz de parfum arabesc. Nu miroase a parfum arabesc. Da, factorul Middle Eastern este complet nul în acest parfum. Miroase elegant, feminin, dacă sunteți din nou, doamne, um, care iubiți floralele albe, cu siguranță White Gardenia ar putea fi chiar parfumul dumneavoastră semnătură. da? Nu este nimic um, ascuțit în el, nimic mult prea mult. Totul este foarte, foarte, foarte atent lucrat, cum îmi place mie să spun. Și da, categoric, în momentul în care se va termina, va mai veni o sticluță în. Viața mea, foarte fain, foarte fain, la final vă voi face și un top cam greu, dar o să fac lucrul ăsta pentru voi. Bun, trecem mai departe la Nag Champa, care vine fix în aceeași prezentare da? și avem parte de data aceasta de o sticluță gălbioară, cum îmi place mie să-i spun, fix, fix aceeași prezentare. Ei bine, dacă White Gardenia a fost acel floral ușor de iubit de către orice doamnă și domnișoară, Nag Champa este um, un parfum pe cât de simplu, pe cât de oarecum linear, dacă doriți, pe atât de polarizant, da? Cu Nag Champa Bun. Nag Champa, în primul și în primul rând Uh, am văzut și am primit câteva comentarii, uh, nu știu, uh, ceva la modul că, uh, băi nene, ce toziști tu acolo, nacceampa Ciampa miroase a bețișoare parfumate și atât La prima pulverizare, da, îți lasă, te duce cu gândul către izul unor bețișoare parfumate Chiar acele bețișoare parfumate nag ceampa, da Însă, dacă ai nițică răbdare, cum îmi place mie să spun, și lași parfumul să se dezvolte, îl lași să evolueze dacă vrei pe pielea ta, treaba se schimbă, da? Este îndrăzneț, într-adevăr, la prima pulverizare și spun, când spun îndrăzneț, um, mă adresez tuturor doamnelor și domnișoarelor din zona cum să spun eu, floral, fructat, din zona aceasta mai girly, da? Dacă ești strict în zona girly, s-ar putea ca Ciampa să fie mult prea mult pentru tine. Dacă ai simțul olfactiv, o idee mai antrenat, dacă ai testat mai multe parfumuri, dacă ești ușor uh, cameleonică, dacă doriți când vine vorba de parfumuri și parfumerie, adică, nu știu, nu te sfiești să te plimbi prin fiecare zonă, ei bine, Nak Champa s-ar putea să fie uh, o piesă statement, fără exagerare, în mica ta colecție sau în casa ta. De ce spun asta? Pentru că, după ce se deschide foarte îndrăzneț, cu izul acela ce te poate duce cu gândul către bețișoarele parfumate, are și o adiere fină de scorțișoară, ceea ce, cum să spun eu, din punctul meu de vedere, te scoate din zona de bețe parfumate, dacă vreți, da? Adierea aceea de scorțișoară. Devine ușor de tot floral. Nu pot specifica cu, exact, cu exactitate, da, simt tuberos, să vă dau un exemplu, cum a fost treaba la White Gardenia. Da? La White Gardenia, da, resimt izul acela de tuberoză, resimt gardenia și resimt atingerea aceea florală. Când vine vorba despre Nag Champa, partea florală din acest parfum este, cum să spun eu, este ceva ușor nedefinit pentru simțurile mele, însă a, simt că este... Simt că are flori, ca să vorbesc mai pe românește. Și când spun treaba asta, nu pot distinge decât ceva flori albe, da. Eu resimt doar ceva flori albe pe măsură ce acest parfum se, se dezvoltă. Devine și ușor pudrat dacă doriți, dar este um, genul de parfum balsamic, da, ca să înțelegeți. E genul acela de parfum mai degrabă pentru toamnă. De la începutul toamnei până la începutul primăverii, da? Pe undeva pe acolo l-aș cataloga, l-aș încadra. Din nou, vă spun, e genul de parfum, um, cum să spun eu, ce te poate trimite cu gândul către meditație, către, nu știu, um, genul acela de aromă, da? Gata, am zugrăvit în căpuc. Genul acela de aromă este toamna afară, da, vă fac un peisaj ca să înțelegeți. Afară e toamnă, au căzut frunzele, eventual plouă, lin, da, tu ai acele haine cozy, cum se spune, că nu se mai spune haine confortabile de casă, nu, haine cozy de casă, te cuibărești în canapea sau pe terasa casei cu o cană mare de ceai și cu o carte bună în mână. Da? Și porți acest parfum Sau ești tu cu tine Cu gândurile tale Înfășurată într-o păturică Și pur și simplu stai și te uiți Așa pe geam cum plouă da? Cam asta este în acceampa. Dar în continuare vă spun Deschiderea este Extrem de îndrăzneață Asta dacă sunteți doar în zona Parfumurilor floral, fructat, jucăușe Și atât da? Deoarece are izul acela ce te poate duce cu gândul către bețișoarele, parfumate cu uh, aceeași aromă, da? Nag, ciampa. Bun. Următorul, Baby Powder. Exact, exact același, același ambalaj, dar n-am na, zis la recenzia finală să vi le prezint cum se cuvine. De data aceasta cu sticluța albastră. Și da, acesta am și mai puțin. Față de White Gardenia, acesta a fost un parfum mega, mega abuzat, dacă se poate spune așa, de mine, pentru că se deschide dulce pudrat și da, multă lume îl asociază cu aroma șervețelor, șervețelelor umede pentru copii, însă din nou aveți o leacă de răbdare, da, nu ai pulverizat un parfum și gata. Parfumul are trei etape. Note de vârf, note de mijloc și note de bază. Da? Trebuie să-l lasă să se dezvolte. Nu l-ai pulverizat și gata. Băi, nene, așa miroase de la început până la final. Bun. Se deschide dulce pudrat. E ceva ce într-adevăr te poate duce lejer cu gândul către anumite șervețele pentru copii. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, Um, cum să spun eu? Să spunem că aici avem partea dulce și aici avem partea pudrată, da? Partea aceasta dulce um, rămâne ușor mai moale, dacă doriți, devine o idee mai soft, în timp ce partea pudrată uh, avansează, dacă doriți. Este genul de parfum linear, dar elegant pentru mine. De ce spun elegant? Deoarece. Um, în ultimii doi ani, dacă nu mă înșel eu, am descoperit că ce să vezi, da, întind mâna din ce în ce mai des către parfumuri pudrate. Iar acest baby powder, e una personal, l-aș putea încadra, uh, mi se pare că v-am mai spus eu în alt videoclip când am vorbit despre el, din gama uh, Junoon, Junon de la Al Haramain, eu am doar uh, Junon Noir și uh, Junon Rose. Mai este și Junon simplu, o să vi-l inserez pe undeva pe aici. Nu l-am în sticlă full size, însă am avut un decant de 10 ml de la o fostă prietenă din acel parfum și da, știu cum miroase, da? Ca să vă faceți o idee, um, baby powder este oarecum în zona sa olfactivă, în zona lui Junon de la Al Haramain, fără Atenție, fără a se inspira din acela. Da? Este, cum să spun eu, din aceeași zonă olfactivă, doar că, să fac așa o comparație, în timp ce Junon simplu de la Al Haramain este o idee uh, mai matur, dacă doriți, Baby Powder este varianta aceea uh, mai jucăușă, uh, mai de fetiță, fără a pica în latura juvenilă. Da? Cam asta este baby powder scurt pe doi pentru mine. Dar din nou, dacă sunteți iubitoare de parfumuri uh, dulci pudrate și este pudra aceea, dați o idee să îmi memoria să nu debitez cine știe ce. Da, um, este fiind de tot... Te poate duce cu gândul către pudra de make-up, pudra de față, însă nu pudra aceea clasică, da? Cum să spun eu, sunt anumite pudre cu um, iz de talc, nu știu dacă ați mirosit, dacă vi s-a întâmplat să pățiți sau așa mai departe. Ei bine, baby powder este acea pudră de make-up de bună calitate cu un iz fructat, da? Gata! Asta este definiția lui baby powder. Dar un parfum, nu știu, din nou, genul de parfum care, pe care o doamnă sau o domnișoară ce iubește parfumurile pudrate l-ar putea um, încadra cu siguranță zi de zi, în orice moment al zilei, da? În ținuta sa, dacă doriți. Foarte, foarte fain pentru mine! Foarte fain! Bun! Și acum am ajuns la ultimul, dar nu cel din urmă. Și vorbim de violet, parfum ce l-am purtat chiar ieri, dacă nu mă înșel și da, violet este, uh, violet este divin uh, și spun asta ca o iubitoare de violete, de parfumuri centrate pe nota de violetă. Da, violet este divin și uh, cum să spun eu? Violet este, din nou, pe cât de liniar, da? Bine, concluziile pe ansamblu referitoare la întreaga gamă, imediat după ce terminăm cu Violet. Vreau să spun cu totul altceva. Violet, pe cât este de liniar, pe atât mi se pare de feminin, de elegant, genul acela easy rich, da? Dacă îți plac violetele, îl poți folosi oriunde și oricând, în orice moment al zilei, nu ți impune nu știu ce ținută rigidă, absolut nimic. Știu că multă lume, în continuare, chiar și ieri când l-am postat la SOTD de pe um, grupul meu de Facebook, Freak Family, dacă nu sunteți, veți avea link. De altfel, pentru toate parfumurile despre care v-am vorbit astăzi, veți avea link în bara de descrieri. Um, și l-am postat pe grupul meu de Facebook Freak Family și pe contul meu de Instagram și pentru el veți avea link și pe TikTok și pentru TikTok veți avea link. Foarte, foarte multe doamne și domnișoare m-au întrebat dacă este inspirat din uh, prea iubitul insolans de la Gherlan. Ei bine, sunt iubitoare de insolans, uh, beci vechi, da? Din păcate, ceea ce a fost reformulat nu mai este atât de wow pentru mine. Am o sticluță din beciul vechi și țin de ea cu dinții. Bun, din păcate, Violet, dacă iubiți insolanți de la Guerlain, nu este un parfum inspirat din acela. Da? Deci, clar, nu este dup pentru insolans Însă, este oarecum, dacă doriți, în aceeași zonă da din nou și acela este cu și despre violetă și acesta este cu și despre violetă Doar că uh, violet de la Alanic este acea, acel buchețel de violete printre care ai și câteva fire de heliotrop Eu nu știu eu de când v-am făcut unboxing-ul fix aceeași părere o am uh, în afara faptului că violeta automat în parfumuri îți lasă senzația aceea pudrată, uneori îți poate da și senzația aceea dulce, bombonicioasă, da? în funcție de ce alte note da? și ce acorduri mai conține parfumul respectiv, um, violeta de aici nu este um, neapărat genul acela de violetă pudrată și atât. Pe lângă ea e un continuare... Cel puțin ceea ce îmi spune mie nasul, ceea, uh, ceea ce îmi spun mie simțurile mele, um, aici avem și heliotrop. Da? Nu știu de ce. Eu aici, eu simt un heliotrop pe undeva pe aici. În afară de toată treaba aceasta, exact cum v-am spus și atunci când am făcut unboxing-ul și primele impresii, îți lasă senzația că porți o jachetă de piele întoarsă de foarte bună calitate, genul acela de piele întoarsă, mănușă, cum se spune, da, aceea moale, fină de tot, fără izul acela foarte, foarte puternic, îți lasă senzația că porți acea jachetă de piele întoarsă și pur și simplu ai în brațe uh, acest buchețel de violete și heliotrop, da, pur și simplu. Știu că au mai scris câteva fete, câteva doamne, domnișoare din grupul meu de Facebook că, din păcate nu resimt atât de bine acordul acela de piele întoarsă. Ei bine, nu se simte, cum să spun eu, nu e genul acela de piele întoarsă, de exemplu, din label de la Jean Paul Gaultier. Ei bine, în label de la Jean Paul Gaultier, da, ai para aceea zemoasă, dulce, suculentă și așa mai departe, iar pielea aceea întoarsă e cât de cât în față, dacă mă pot exprima așa. Pielea întoarsă din uh, violet de la Alanic este undeva în fundal, cum spun eu, da? Este o adiere foarte, foarte fină undeva în spate. Nu e ceva in your face. Nu e ceva, nu știu, dacă nu iubești pielea întoarsă, nu e ceva ca și, cum mai spune, uh, da, m-am dat cu violet și m și m-a izbit un uh, un pum de piele întoarsă în plină figură. Nu, categoric nu. Da? Nu, sunt nicio formă. Iar pentru mine și pentru uh, ceea ce prefer eu, da, din nou este o chestie strict subiectivă, din nou accentuez că este pentru mine și pentru gusturile mele. Nu știu, poate, dumneavoastră aveți alte plăcere olfactive uh, pentru mine violet de la Alanic datorită acestui acord de piele întoarsă din fundal nu știu este perfect perfect pentru începutul toamnei da treaba asta cu pielea întoarsă nu știu pe mine mă duce cu gândul la un început de toamnă da chiar și mai târziu pe vreme rece cu siguranță va fi în continuare prezent în sotedeurile mele în postările mele. Și de ce nu în alte uh, selecții, bun, uh, părerea finală în legătură cu această gamă. Exact cum v-am precizat la fiecare parfum în parte, sunt parfumuri uh, liniare, dacă doriți, da, nu este ceva uh, hipercomplex, uh, ceva wow, uh, ceva uh, stai că acum se transformă, stai. Dar nu sunt parfumuri multifacetate, ca să fiu mai uh, scurt pe doi. Nu sunt parfumuri multifacetate, însă, însă, uh, din punctul meu de vedere, în opinia mea, pentru prețul plătit, raportul calitate-preț este mai mult decât excepțional. Da? Din nou vă spun, v-am spus ce performanțe uh, prind cu ghilimelele de rigoare eu cu aceste parfumuri. Iar în afară de lucrul acesta... Sunt perfecte, da? Um, nu știu, poate o să vi se pară ușor deplasat, însă eu fac o asociere între această gamă a casei Alanic, și parfumurile de la caiali. Și vă explic imediat de ce. Nu spun că aceste, atenție, da? Nu spun că aceste parfumuri sunt inspirate din ceva de la Caiali. Nu. Vi le-am descris pe fiecare în parte, v-am spus cum. Percep eu fiecare din aceste patru parfumuri în parte, însă dacă cunoașteți parfumurile Kayali, dacă le-ați testat și așa mai departe, am și eu câteva, am testat multe altele dintre ele. De aceea vă spun, de aceea eu am făcut această analogie și le las jos că nu mai pot. Nu de alta, dar mi frică să nu le scap. Parfumurile casei Kayali nu sunt parfumuri multifacetate da, exclus, exclus, pentru mine, acum din nou cu scuzele de rigoare, dacă le iubiți, dacă le adorați, nu o spun în sensul peiorativ, da, nu o spun ca să atac pe nimeni, nu, pur și simplu, pentru mine și pentru percepția mea și pentru nivelul meu olfactiv, parfumurile casei Cayali sunt parfumuri simple, însă sunt, dacă vreți, perfecte mai degrabă în variante de layering. Exact același lucru pot spune și în legătură cu aceste patru parfumuri despre care v-am vorbit, în sensul că ele sunt superbe ca parfumuri de sine stătătoare, însă sunt perfecte în N și N variante de layering. Ceea ce vreau să spun eu este faptul că, rezumatul final, da? Raportul calitate-preț mai mult decât wow, șef cum se spune pe YouTube, da? Um, ele la um, capitolul performanță Bine, treaba asta intră în raportul calitate-preț Dar hai să o precizăm și separat La performanțe, pentru apă de toaletă Exact cum v-am spus și de când v-am făcut unboxing-ul Nu sunt ape de toaletă da, La capitolul performanțe cu siguranță nu sunt ape de toaletă Iar um, exact cum v-am spus sunt foarte foarte versatile Că ăsta era termenul pe care eu încercam să-l găsesc, le puteți purta ca parfum de sine stătător, dar în multe, multe alte variante de layering și chiar puteți da eu una am făcut treaba aceasta să faceți blaring și v-am luat două parfumuri la întâmplare, da, să le combinați între ele, v-am mai spus eu în alte videoclipuri că nu știu anumite case, în special cele de eastern Acum fac o paralelă, da, total aleatorie, de exemplu, gama uh, Ajaib Dubai de la Latafa, da? Ajaib Dubai combinat cu Ajaib Dubai Portrait, genul de aromă care n-ai mirosit-o nicăieri, da? Și cum în ultimul timp cam toată lumea uh, începe să caute treaba asta, altceva, alta de ne, alta de alta de ne, eu de asta vă spun tot timpul, uh, încercați și variantele de layering. Da? Făcând layering, automat nu mai miroși precum altcineva. Da? Uh, de asta spun în afara faptului că, da, burnout, mi s-a scurt circuitat creierul. În afara faptului că le puteți combina între ele, asta urma să spun, dacă le aveți în casă, le puteți, nu știu, combina cu alte și alte parfumuri. Da? Deci, nu dați greș cu ele, scurt pe doi. Bun. Atât pentru videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas până la final alături de mine. Dacă nu v-ați abonat, V-aș mulțumi dacă ați face-o, dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, aștept un like, dacă nu, aștept un dislike, că ce să vezi suntem diferiți. Um, Haideți să ne reauzim în secțiunea comentarii, să-mi spuneți și mie ce, pur, uh, ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care vedeți acest videoclip sau să-mi spuneți și mie părerea dumneavoastră în legătură cu aceste patru parfumuri, dacă le-ați testat sau dacă le aveți deja. Doamna Eni, să rumâna, vă pup, știu. Știu de astea două, de astea două știu sigur. Sunt sigură că le aveți. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat!